Predarea cardurilor către reprezentanții Companiei Naționale Poșta Română a avut loc vineri, atunci când spre fiecare județ au plecat sute de mii de documente. Poșta și Olteni au început încă de ieri distribuirea acestora. Conform contractului semnat cu Poșta Română, predarea se face de către factorul poștal la domiciliul asiguratului. Are obligativitatea factorului poștal de prezentare de cel puțin 2 ori la domiciliul asiguratului. În cazul în care asiguratul nu este găsit acasă, îi se va lăsa un bilet în care îi se va preciza că a fost căutat pentru distribuirea cardului. Pe acest bilet va fi trecut numărul de telefon al factorului poștal care a făcut distribuirea și invitația de a merge la Compania Națională Poștă Română pentru ridicarea cardului. Urmează a doua vizită dacă acest lucru nu se întâmplă. Dacă nici numai cele de-a doua vizite nu se finalizează acest proces de predare a cardului, cardurile sunt restituite, casele sunt date old. În cele 6 săptămâni cât a fost prevăzut termenul de predare a cardurilor electronice către asigurați, medicii de familie și reprezentanții spitalelor au obligația să doteze unitățile cu cititoare. La ora aceasta suntem în procedură de informare a tuturor furnizorilor de servicii medicale referitor la aceste cititoare de carduri. Noi am făcut o informare și scrisă pe site-ul casei. Pe site-ul Casei Naționale este o listă cu cititoare de carduri care sunt compatibile cu sistemul nostru de operare. Sperăm ca nu numai Spitalul Județean de Urgență este în situația asta, toți furnizorii de servicii medicale trebuie să achiziționeze aceste cititoare pentru că nu le au la ora aceasta. Vorbim de cititoare de carduri care au prețuri variind între 60 și 350 de lei. Deci nu sunt niște prețuri extraordinare. Important este că în momentul în care acțiunea de distribuire a cardului se va fi terminat, adică peste 6 săptămâni, toți furnizorii de servicii medicale să aibă aceste cititoare de carduri. Potrivit informațiilor oferite de către directorul Oficiului Județean de Poștă Olt, Vasile Iosub, luni la nivelul Slatinei au fost distribuite peste 800 de carduri. De astăzi a început predarea și în celelalte orașe, dar și în localitățile din mediul rural. Conducerea companiei a luat decizia ca factorii poștali să meargă la domiciliile asiguraților după ora 16, atunci când cele mai multe persoane se întorc de la serviciu. Odată intrat în posesia cardului, posesorul trebuie să știe că deteriorarea acestuia va atrage după sine costuri pentru retipărire.